Sportivii de la Clubul Municipal se antrenează pentru cele mai importante competiții ale primei jumătăți de an, concursurile zonale care trecute cu succes aduc calificări la cele mai râvnite competiții, cele naționale. Vorbesc de grupele de U12 și U14 și finalele la Tetirio la U12 și U14 și la U10 la Târgu Mureș. Noi intenționăm să și sperăm să luăm ceva medalii, avem ceva copii buni și, ca și anii trecuți, să aducem Giurgiului oarecum ceva mândrie și speranță pentru viitor. Clubul Sportiv Municipal va participa la zonale cu 6 sportivi la categoria U10 și cu 7 judoca la categoriile mai mari. De la unii dintre ei se așteaptă medalii de aur. La categoria U12 și U14 Vodă, Gârbiceanu, Dobre, aș putea spune, bine, ei sunt toți, dar acum dacă trecem concret la medalii, și la categoria U10, Drugulescu, Cătălina. Sportivii clubului beneficiază acum de 3 spații amenajate pentru judo, la școala 5, la liceul Maiorescu și la sala mare de la stadionul Marin Anastasovici.